Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E vară în toată regula. Ieri am dat drumul la aer condiționat în mașină. A, mașină? Ok, credeam că acasă, că m-aș fi speriat. S-ar putea să fie, da, ei de vară erau, a plouat cu tunete și trăznete, cel puțin în Corbeanca era ca vara. Și înțeleg că și în București și în multe alte locuri, de altfel au fost ploi torențiale, grini, am văzut la știri inundații localizate. L-am sunat pe prietenul nostru, meteorologul Silviu Grigore. Bună dimineața! Bună dimineața! Neața! A, nu știu dacă ne aude. Aha. Bună dimineața, acum vă aud. Ah, mă bucur foarte mult. Nu de alta, dar am avut emoții cu centrala zilele astea, așa că... Da. Silviu, voiam să te întreb, apropo de aceste ploi torențiale și răcirea vremii, furtunile care au fost, ăsta e un episod trecător sau mai mult de atât? Adică, cam cât o să țină povestea asta? În primul rând, mă bucur să ne reauzim, atât cu voi cât și cu ascultătorii Europa FM. Și ceea ce am remarcat în zilele precedente, inclusiv pe parcursul zilei de ieri, nu reprezintă decât începutul unui sezon convectiv, să-i spunem așa, pentru că, de regulă, instabilitatea atmosferică se manifestă mai ales în a doua parte a primăverii, spre sfârșitul acesteia și în prima parte a verii. Cele mai instabile luni, din punct de vedere climatologic, la noi sunt, într-adevăr, mai, iunie și parțial iulie, așadar suntem abia la începutul unui sezon în care foarte probabil furtunile vor fi destul de prezente, de frecvente și cu intensitate semnificativă. Și practic vom vorbi chiar astăzi, în orele următoare, despre această intensificare a instabilității atmosferice și de această dată cele mai afectate, cele mai influențate vor fi regiunile din vest, sud-vest și centru, adică Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia. Acestea sunt zonele în care se vor dezvolta norii convective, acei nori cu dezvoltare verticală semnificativă, norii cumulonimbus, cum îi numim noi, și care vor determina destul de frecvent averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului. Ca și în zilele precedente, izolat vor fi vijelii, căderi de grindină și, cel puțin la fel de important, faptul că în urma acestor ploi torențiale se vor acumula cantități de apă destul de însemnate, local peste 20-25 de litri și izolat chiar peste 40 de litri pe metru pătrat. Și știm cu toții, am văzut, am fost martorii unor astfel de evenimente. În urma unor ploi torențiale, în urma acestora se pot acumula cantități de apă importante în termen scurt, ceea ce înseamnă și creșterea pericolului de formare a viiturilor. Este foarte adevărat că în zilele următoare, treptat, aria și intensitatea acestor fenomene vor fi în restrângere către zonele de deal și de munte. Dar în privința temperaturilor, ce ne poți spune? Ieri au fost 30 de grade în sudul țării, inclusiv în capital, cea mai mare temperatură. Iar în zilele următoare, de fapt începând chiar de astăzi, cred că vom remarca cu toții o tendință de scădere a valorilor termice, astfel încât mâine, spre exemplu, vor fi doar între 13 și 21 de grade, astăzi 16 la 23, destul de apropiate de cele normale, dar ne atrag atenția diminețile următoare, vineri dimineață, sâmbătă dimineață, pe fondul acestei mase de aer puțin mai răcoros, să-i spunem, dar și a radiației terestre nocturne intense, în estul Transilvaniei vor fi valori ce pot caracteriza, să spunem, o vreme destul de rece pentru această perioadă, pentru că cel mai probabil vineri dimineață, dar chiar și sâmbătă, cum spuneam, să coboare mercurul în termometre până spre 0 grade, posibil chiar ușor sub acest prag de îngheț. Așadar, pare... anti-dezgheț. Exact. Da. Da, întrebarea mea este dacă se anticipează cumva căderi de zăpadă pe traseul București-Corbeanca, să știu dacă poți să schimbi cauciucurile de iarnă sau le mai păstrezi. Nu, poți să le schimbi cu succes. Nu am scăpat încă de aceste fenomene specifice sezonului rece, pentru că astăzi, mâine, pe fondul acestei mase de aer mai rece, bineînțeles doar la altitudini foarte mari, în masivele nordice, în Carpații Orientali, nu este exclus să mai fie precipitații mixte. Așadar, acolo ar fi poate momentul să mai folosești anvelopele de iarnă, dar aici, fără nicio problemă, sau cel puțin, este recomandabil să fie schimbate cele de iarnă. Mulțumim, mulțumim foarte mult. A fost în direct în Deșteptarea meteorologul Silviu Grigore. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.